Constrânși de criza sanitară să evităm aglomerația, mulți dintre noi am redescoperit ceea ce a fost mereu la îndemână. Natura neatinsă încă de turismul de masă, dar într-un nou concept. Pe litoral, pe plajele încă sălbatice, clasicul cort a fost înlocuit de construcții ușoare, răcoroase, care oferă condiții ca la hotel. Fie că sunt amplasate pe faleza înaltă de la Corbu, în Mamaia sau chiar pe malul Dunării la Cernavodă, toate au un mare avantaj. Vin la pachet cu liniște și intimitate. Amplasate pe faleza de la Corbu, aceste corturi, pictate cu simboluri specifice vechilor triburi indiene din America de Nord, ies imediat în evidență. Peisajul și ineditele locuri de cazare întregesc conceptul numit în engleză glamping, adică un amestec de farmec și frumos și camping. În interior, corturile au și un ventilator, însă răcoarea este oferită de o ventilație foarte bună a construcției. Cel mai mare plus pe care l-au, sincer, e în afară de spațiu pe care îl oferă, că sunt destul de mari și înalte și răcoroase, baia pe care o au în interior e foarte, foarte utilă. O noapte de cazare costă în medie 500 de lei, însă administratorii parcului spun că nu duc lipsă de turiști care vor să profite de natură. În ultima săptămână am avut foarte multe cereri de rezervă, de cazare. Iulie, august sunt full. Ele sunt complet mobilate. Conceptul de glamping a luat avânt în ultimii ani în toată lumea și a devenit o industrie specială în zona turismului. Îmbină eleganța rustică a locului de cazare cu frumusețea peisajului. În Mamaia Nord, în loc de un bloc sau un hotel, a răsărit o tabără de igluuri, ca niște module lunare. 10 sfere ascund în interior câte o cameră dublă dotată cu tot ceea ce este necesar pentru o vacanță, inclusiv aer condiționat și televizor. O noapte de cazare într-un iglu pe malul mării pornește de la 300 de lei. E altceva un pic așa, nu-i beton. Și am mai văzut conceptul ăsta, te trezești de dimineață, e drăguț. Vezi răsăritul? Da, eu l-am văzut dimineața. Avem un cort iglu cu vedere directă la mare, care conține fiecare baie privată, aer condiționat, orice condiție de un hotel de minim 4 stele, doar că într-un spațiu deschis, aerisit, plaja este la un minut, este o plajă foarte frumoasă, curată. Și cei care își doresc să aibă parte de o priveliște spectaculoasă spre Dunăre se pot bucura de un cort spațios. Amplasate chiar pe faleza unei crame lângă Cernavodă, corturile sunt construite pe platforme speciale. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.